Astăzi voi vorbi despre un subiect foarte important, sănătatea ficatului. Primul semn că ficatul tău poate avea probleme este oboseala cronică. Dacă te simți mereu obosit, indiferent de cât te odihnești, este posibil ca ficatul tău să fie în pericol. Al doilea semn este schimbarea culorii pielii sau a ochilor. Icterul, adică îngălbenirea pielii și a albului ochilor, poate fi un semn clar că ficatul tău suferă. Un al treilea semn de alarmă este durerea în partea dreaptă a abdomenului. Dacă simți o durere constantă sau intermitentă în această zonă, este posibil ca ficatul tău să fie afectat. Mâncărimea pielii poate fi de asemenea un semn că ficatul tău nu funcționează cum trebuie. Acest simptom apare când ficatul nu poate elimina toxinele din corp. Al cincelea semn este modificarea culorii urinei și a scaunului. Dacă ai observat că urina ta este de culoare închisă sau că scaunul tău are culoare palidă, este posibil să ai probleme cu ficatul. Dacă ai observat unul sau mai multe din aceste simptome, este esențial să consulți un medic. Nu ignora aceste semne, deoarece pot indica problemă serioasă de sănătate. Există câteva boli de ficat grave, cum ar fi hepatita, ciroza și cancerul de ficat. Fiecare dintre acestea poate avea consecințe tragice dacă nu sunt tratate în timp. Hepatita este o inflamație a ficatului cauzată de un virus. Simptomele pot include oboseală, febră, dureri articulare și probleme digestive. Ciroza este o boală cronică a ficatului care împiedică înlocuirea țesutului sănătos cu țesut cicatricial. Simptomele cirozei pot fi similare cu cele ale hepatitei. Cancerul de ficat este o boală gravă care necesită tratament imediat. Semnalele sale sunt adesea similare cu cele ale altor boli de ficat. Testele de sânge sunt cel mai bun mod de a diagnostica problemele de ficat. Acestea pot detecta anormalități în funcționarea ficatului și pot ajuta la identificarea bolii specifice. Tratamentul pentru problemele de ficat variază în funcție de boală. Pentru unele boli, cum ar fi hepatita, poate fi necesar un tratament cu medicamente antivirale. Pentru ciroză, tratamentul poate implica schimbări ale stilului de viață, cum ar fi evitarea alcoolului și menținerea unei diete sănătoase. În cazul cancerului de ficat, opțiunile de tratament pot include chimioterapia, radioterapie sau chirurgie. Prevenirea este întotdeauna cea mai bună cale de a menține un ficat sănătos. Există câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a proteja ficatul. Prima este să menții o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume și fibre. Alimentele procesate și grase ar trebui evitate. Al doilea este să te hidratezi corespunzător. Apa ajută la eliminarea toxinelor din corp și la menținerea funcționării normale a ficatului. Un alt pas important este evitarea alcoolului sau consumul acestuia în mod responsabil. Alcoolul poate provoca daune grave ficatului. Este de asemenea important să te protejezi împotriva hepatitei. Vaccinurile sunt disponibile pentru anumite tipuri de hepatită și sunt o măsură eficientă de prevenire. Pentru a menține un ficat sănătos, este esențial să faci exerciții regulat. Activitatea fizică ajută la menținerea greutății corporale în limite normale și la prevenirea bolilor de ficat. În concluzie, sănătatea ficatului este esențială pentru buna funcționare a corpului nostru. Semnalele de probleme la nivelul ficatului nu ar trebui ignorate. Vă încurajez să consultați un medic dacă observați oricare dintre simptomele menționate. Împreună putem menține sănătatea ficatului și preveni bolile grave. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, sănătatea este cea mai importantă.